Doamna Udrea, încă puțin, dacă tot sunteți la momentul ăsta de sinceritate maximă despre mărime, doamnă, puteți să ne spuneți ceva? Adică dumneavoastră, femeie cu experiență, mă gândeam că... Da, băi, Radule, băi, nu râde, băi, pentru că a ieșit acum un studiu potrivit căruia noi, românii, bărbații români, adică avem... avem, adică nu prea avem, băi, Radule, asta e problema, că nu prea avem. Da, studiul ăsta spune că românii au cel mai mic cocoșel din Europa. Da. Zi, bă, tu ce ai de zis în apărarea ta, hă? Adevărul ne-l spun oamenii lui Răzvan Anghelescu la Vox Populi. Credeți că avem cel mai mic penis din Europa? Eu zic că avem, da. Cam cât de mare îl avem? Așa, procentaj? Nu, în centimetri, să spunem. 100, cât de. Am urât 40-50, nu. Centimetri? Păi așa mare? E, da. În comună, cum stați la capitolul ăsta penis, la capitolul dotare? Stați bine sau prost? Prost! Păi, bossule, nu știu cum să mă exprim la întrebarea asta, dar e ceva jenant. Nu, nu cred. De ce? Păi, de ce? Noi suntem altfel de oameni ca ei? Nu, dar că suntem cei mai puțin dotați. Haideți să vorbim frumos așa. Nu credeți că e adevărat? La vârsta mea m-a bătut. Fetele sunt mulțumite? Foarte. Ce spun? E totul bine. În comună cam care e treaba așa? Sunteți... De cum? Pe la noi nu e ca să ne aibă doi copii, trei copii. Femeile par mulțumite așa? Da? În fin, nu știu ce să vă spun, că... Nu vezi că femeile astea fuge de noi de aici? Lasă că cele mai frumoase românce e... Româncile noastre, astfel femei, da. Și zice că ăștia nu are penisul de pleacă în... De pleacă româncele noastre. Da. Noi avem cel mai mic penis. Ok. Alții mai deștept ca noi, alte țări. Nu, dar din ce ați auzit pe aici, pe la noastră, în comun, avem sau nu avem penisul mic? Nu prea e spus așa, nu mă interesează. Nu v-ați interesat niciodată de cât are vecinul dumneavoastră sau cât de dotat? Fiecare face ce vrea. Și cu ce are, spuneți? De ce credeți că am ajuns să avem cel mai mic penis din Europa? De timpurile astea prea bune. Din cauza, nu știu, oamenii politici au vreo vină că avem cel mai mic penis? Oameni politici, pentru ei oameni politici, nu pentru noi. Pentru noi... Nu, dar cine credeți că e de vină că avem cel mai mic penis din Europa? Cine e principalul vinovat? Din conducători? Da. Toți, că se mănâncă unii pe alții.